CSD Dacia Mioveni a ocupat locul al doilea în seria G a campionatului național de handbal junioare 3, asigurându-și astfel prezența la turneul semifinal. Ieri, echipa pregătită de Silvia Purice a jucat un amical cu echipa Fortuna Caracal. Sperăm să urcăm ceva acolo. Sperăm să venim cu două victorii măcar. Mai mult, nu știu, adică nu vreau. Îmi doresc foarte mult. E un turneu, m-am uitat pe serie, nu e ușor deloc. Când ajungi acolo, e foarte bine. Să și câștigi vreo două meciuri, e și mai bine. Directorul executiv al clubului, Dumitru Voiculescu, este mulțumit de faptul că jucătoarele vor avea ocazia să joace la un nivel și mai bun, ținând cont de valoarea echipelor din turneul semifinal. Ceea ce ne-am dorit s-a întâmplat. Datorită jocului prestat în ultimul turneu, cu două victorii, echipa a reușit să se califice la turneul semifinal. După informațiile noastre, turneul în semifinale va avea loc la Timișoara între 2 și 4 mai. Noi ne pregătim până atunci ca să facem față unor echipe de o talie deosebită, echipe cu rezultate mari, campioane, vicecampioane naționale. Dar o să încercăm să le facem față. CSD Dacia Mioveni a avut un sezon reușit și prin investițiile care se vor face în continuare la echipă sunt create premisele pentru obținerea unor rezultate și mai bune.